Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod direct din Chiele Tureniului. Ne-am întors în România, în față îi Mire. Aici l-avem pe Dănuț și pe Daria. Mai jos e Diana, care vine și ea. Și urcăm astăzi aici la Țancuri, la Peretele Ascuns. O să ne dăm astăzi pe traseele de acolo, poate ne mai dăm și pe traseele de la Țancul Drept. Aici eu am mai fost și am mai filmat episoade mai de sus decât unde stăm noi acum, unde acolo e Peretele Grotei, și de asemenea în față pe Peretele Opus, pe versantul drept, acolo unde e peștera, acolo e amfiteatru. Dănuț a venit astăzi echipat ca de sărbătoare de Crăciun. Arată și spatele. Să te vadă oamenii. 23 de euro. Ai. Cu tangală în sus. Cu cafeiul mână? Normal. Așa să cațără. Și-a ajuns și Didi. La Dimi. Se mai spune și fata roz. Cu unghiuțe roșii. Păi hai, ajută-mă, nu mă filma. Am văzut pe cineva de jos din Crare în roz. Diana, îmi pare bine. Nu știu de nu ne-ai mai văzut la Horia, poate. Da, cu siguranță. Și-au venit și Bogdan, cu Andreea, și cu câinele. Hai la trui eu din când în când, dar nu cred că sunt. Unde, iubitule? Stai, stai, că... Să te ajut? Hai pe aici. Hai, pe din coace. Nu știu să simt atâția, m-am stricat că am rămas. Hai, stai. Uite-te la el, serios! Tot în sus, da? Primele două asigurări spuse. Ăsta e traseul Codruț. Și aici, Dănuț? Aici se merge pe fisură.
Se pare că zone unde stânca e încă iudă. Acum am coborât de pe codruț, dar ea acum îl cunoaște. Pregătită? Da. Cu prietenul Dănuț. Prietenul Dănuț. Așa să vină Crăciunița. Sau poate cam așa, vreo două ore. Pregătită? Iarăși îmi spui casca păstă cea pică. Da. Bun. Tu încotro o iei. O treabă. Hai, Daria, hai. La scrice ăsta, Bogdane. Fiecare zi tă cu alt tricovi, numai de la The North Face. Numai tu și Alex Honnold mai sunteți așa sponsorizați. Cum e să-l filez pe Bogdan? Așa mi-o mâncat și mie 3 ani de zile. Elegant, frumos. Bravo. Dar hai înapoi în traseu, Bogdane, nu mai e tot trișa. Și acum Daria coboară de pe primul traseu. Fain. Cum merge filatul? Îți place? De ce-ți fost dorit de la viață? Cum a fost? Bine, mi-a plăcut. Nu încerci și cap. Păi ești în echipa roz. Cum să știu? Tu mergi cap, așa-i? Încerc. Stai că nu te prind eu, așa. Te duci cap? Încerc. Bun. O iau eu? Ba nu, că am tras lozul necâștigător aici, nu? Am uitat aici să fac sport, mișcare, nu... Ce ai vrut să zici? Am și eu bustieră cu roz. Aia prinde o capinci. Degetul mare înăuntru și degetul celălalt deget pe lateral. Așa. Nu o simți mai bine. Mulțumesc. Sus, siranga. Bravo. Cum a fost? Excelent! La jumătate de oră până la a doua buclă. Țac, o trebuie să mă duc sigură. Hai, hai, înapoi că te las pe tine. Nu vrei? Bun. Ce ai făcut acolo? Ce-am făcut, Didi? Am pus coarda în gri-gri. Sper că nu pici pe mine, Bogdania, cât e pici. Păi poți să iei de unde te duci. Nu, da. Intrarea... E comună? Păi mă, că intrarea e mai pe stânga, mă, dacă vrei să faci Neptunul. Mă, toți, cine hai tot aici intrat? Păi eu văd unde e pitonul. Bravo, Bogdane! Dar nu știu ce face. Plimbă.
De acolo începe pasul. Te simți mai în siguranță, Bogdan, acum? Da, da. Bravo, Bogdane. Hai că deja Dănuțiu a ajuns, numai el vine de sus în jos. Numai să nu-mi pici în cap. Cum e de nu să fii legat de femeie? Îți spun că nu o să fiu. Bun. Deci începem pe... Dar vezi că ți-ai pus invers, mă. Nu am pus invers. Tu 43 ai. Da. Pensie. Pe aici, Bogdane? Mă, dar ce alunecosi pe aici? Asta s-o schimb? Da, mă, pune cum trebuie. Bun. Și acum revin pe Neptun. Trebuie să pun niște magnezii, că am luat urmele. Mamă, ce departe următoarea. Ești atent? Da. Acum mă duc spre stânga. Mă duc spre stânga. Păi n-am nimica pentru piciorul stâng. Da, da. Asta e grijă la volopare. Păi da, dar trebuie ceva la mână. Gata! Posibil prea să se bagă. Duci cabra, nu mai. Papa, ora.
Foarte fain traseu. Deci la bolovanii ăștia trebuie să am grijă, da? Am încercat să evit cât am putut. Mamă, dar și traseul ăsta e lung, Bogdane. Nu e scurt. Tot trebuie atenție. Am încercat să evit orice bolovan. Foarte fain. Până acum e preferatul meu de pe din zona asta. Poate găsesc altul și mai fain. Pe ce traseu te-ai dus? Pe Moș. Și l-ai întâlnit pe Crăciun? Nu, mai duc o dată să-l caut. Dacă nu, e Crăciuniță. Da. Mai vii o dată. Exact. Ca anul trecut ai fost. Exact. Da, Daria, dacă vrei până mai ai gaz, încearcă Neptunul. Că o să-ți placă. Și după aia mergi cap pe Moș. Cu hamul ăla roz nou, numai performanță trebuie să faci. Să mă încălzesc? Hai. Te încălzești în sus, până ajungi la prima bucle te-ai încălzit deja. Păi, îți pare bine că ai venit? Da. O să te uiți la episod. Sigur. Să dai like, share și subscribe. Hai, bravo. Nimă ți le știe toată lumea. Și Daria, cum era cu Instagram-ul? Nu follow pe Instagram, dar Daria Opisabela. În echipa Roz Negru, împreună cu Didi, și tu faci ceva. Nu poți să te lași mai prejos. Ba, nu, n-am sâni. Cum o zi de el, să văd mai faină așa pe cameră. Mere Daria pe Neptun. Tătă în sus, pe fisură. Bravo! Dă-i tot în sus. Cum a fost Neptunul? Foarte fain. Ți-a plăcut? Da. Greu sau ușor? Greuț, da, fain. Ai încercat și Moșul? Nu. Deci Măcodruțul? Da. Didi pe Neptun. Am crezut că îi place la Mamaia. Dar se pare că alege alte stațiuni. Cum a fost la Neptun? Frumos, frumos. Îți place? Mai frumos ca la Mamaia. Mamaia? Mai fain? Hai la Ibița. Hai. Hai, hai că papucii-s buni!
dacă trebuie să-i șmirghelesc. Hai, Danuț! Bravo! Kilo. Mulți! Hai, un ramonaj! Kilo. Cum te-a învățat Daria? 4. Hai, mă, las-o! Hai! Diana, Diana te-a învățat să faci ramonajul? Bravo, Danuț! Ai intrat în traseu, hai! Bravo, Danuțe! Împreună reușim! Împreună suntem mai puternici! Hai, hai, hai. Împreună nu suntem singuri! Împreună suntem toți! Bravo! Nu cioli, că te vezi! Nu te băga! Dar ăsta-i moș sau moș Crăciun? Moș, nu mă așa-i? Moș Crăciun, bă. Moș Crăciun? Da. Mamă, da. Dar cine a scris acolo, a fost laine să scrie și Crăciun. E cam lustruit aici, mă. Eu am scris, nu mai știu. Mai sus, e o pozitivă. Care? Aia acolo? Da, da. E o pozitivă bună. Și cum ai făcut aici, Dănuțe? 1,48 m. Da, ajunge. Ia mă, dar i-am antrenat. Mă, să nu știu ce pe mine. Pa. Aia. Mama, crezi că aici e rangă, dar nu-i. Apoi, pe misura aia de aia. Așa. Țăi, țăi, nu știu. Asta ce grad ar trebui să fie? Serios? Și top comun cu... cu Codruț. Deci ăsta e un pic amburant. E poveste după a treia buclă. Dănuț a fost. Dacă e ud, e de la Dănuț. Și aici? Foarte proastă. De stâncă. Dar cum ai mers aici, Dănuțe? Ce vrei să spui? Hai! Asta e o rangă bună. Și în rest sunt proaste. Nu-i chiar cea mai ușoară intrare. Că nu-i cea mai ușoară intrare. Aici e un pic de ud, dar sper să nu mă deranjeze.
cum am coborât de pe Moș Crăciun, orică m-am obosit eu pe Neptun, dar mi s-a părut mai greu. Dar ea, nerăbdătoară, merge și ea. Ne-am crezut că mergi cap. Data viitoare? Da. Vezi că rămâne pe filmare. Bine. Bun. Denunț profesorul. Hai, Daria. Poate ce treci de începutul traseului mai ușor. Cum a fost? Nu se părău mai greu decât Neptunul. Ba da, la anumite mișcări, da. Mi-a plăcut mai mult Neptun. Hai să vedem și cum e ăla de acolo. Acolo mai sus către bune. Un pic dacă ridici piciorul și dai un pic mai sus către bune. Nu te ține, nu mă să-mi pe picioare. Că următoarea bună e tot pe stânga, vezi până acolo nu ai bună, tot pe stânga de aia, mai sus. Dar trebuie să te ridici pe picioare, să dai cu stânga direct în ea. Acolo sus unde e mult. Da, eu am ținut acolo ceva pe fisură și am venit cu ambele picioare sus. Știi, și atunci te întinzi, dacă îți ridici dreptul pe ceva, la șolte, acolo, trebuie să ieși și cu dreptul. Ai pragul ăla de lângă genunchi pe care poți să ridici dreptul, știi? Și atunci dai direct în aia cu stânga. Ia cu dreapta acolo mi-a prins. Așa, și dai direct. Hai, bun. Bine, Paul. Pare cu ambele picioare și cu dreptul mai sus și dai acum la pocket, cu dreapta la pocket. Sus, mai, mai, mai. Acolo. Da, și acolo trebuie să-ți găsești picior, că din ăla trebuie să asiguri pe tu doi. Ok, cu trei degete. Așa. Ok, acum următoarea bună, nu aia, mai sus e o laterală, tot pe mai, stânga, mai sus. Mai. Aia, da. Hai iarăși picioarele. Tare picioarele, că trebuie să-i dai la arcadă. Și dreptul sus, acolo lateral. Ridică și dreptul, să poți da la arcadă. Aia, bravo, hai. Acum ai un pocket în stânga de la speed, dar trebuie să vii pe picioare mai sus. Acum începe. Vezi, în stânga speed-ului ai un pocket acolo sus. Aia, bravo. Ai și mai un crimp acolo sus, chiar în dreptul mâinii stângi, acolo iei crimpul ăla. Și dai cu stânga sus în fisura aia mare. Hai, așa. Și în stânga sus în fisură e la un moment dat o priză foarte adâncă, mare. În stânga, pe fisura. Da, dar mai sus undeva e o priză foarte, foarte mai urcă-te un pic. Trebuie să nimerez să țin de toate palma de ea. Da, da. Am pus mașă și pe... Ești cu dreptul. Asta e un 7. Mai sus, cred. Nu, hai jos. Da, ai mai sus, două de aici. Păi încearcă să asigur eventual de acolo. Nu ai emoții, știi? Asta e foarte fain. Seara aici. Îți fac, avem.
muzică, poți să mergi așa pe flow. M-am dat jos de pe Calypso. Nu mergi nimic. De-abia am ajuns sus. Pe ce te duci, Didi? Didi, pe ce te duci? În stânga. În stânga, dar ce traseu e? Traseu cu bucle. Traseu cu bucle, roz. Exact. Nu, că aici nimeni nu se ocupă să le mai. Și acum Daria încearcă să facă și aia Calypso. Bogdan, nu te bași tu să-mi recuperezi topul. E pe Calypso. Eu zic că merge. N-am crezut că aici bate soarele în a doua jumătate a zilei. No, dar e fain. Cum a fost acest traseu? Foarte mișto. Legătici. Ți-a plăcut? Da. Îl încerci? Nu. Promit că e frumos. Trebuie să dai sus, fix sub primul spit. Este o laterală mai bună, cu mâna stângă. Hai. Te pune stângul un pic mai în stânga. Mai sus, mai sus. Următoarea e mai bună. Hai pe picioare, hai pe picioare mai sus. Bravo. Și dă iară cu mâna stângă. Că e bună. Ai. Bun. Următoarea priză bună e deasupra spitului, în partea stângă. Cam la jumătate de metru. Ai. Așa că e bună. Bun. Următoarea priză îi pocketul din dreapta. Nu știu dacă îl vezi. Acolo. Acolo. Haide, pentru cameră. Luptă. Bravo, de la pocket. Ai, bravo. Ăsta e pocket. Da, 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 bagă, bagă, bagă că e bună. Hai. Bravo. Bun, bravo. Acum mergi ușor stânga. Bun, adă-ți piciorul stâng sus. Bine că n-am creat ceva. Mamă, cât echipament ai luat de sus. Tot ce am găsit. Te-ai întâlnit cu Moș Crăciun? Exact. Cum a fost, Daria? O chinuială foarte faină. Deci s-a plăcut? Da. Mai vrei? Chinuit, dar m-a plăcut. Da, mai încercăm. Deja mă dor picioarele. Nu pare ușor. Ba, nu-i greu. Dacă două gătite spune, ok. Bun, am dat eu rancă. Deja e greu. Cum da de unde? Simt că mi-a alunecat picioarele. Deja s-a obosit. Ești atentă, da? Păi de-aia ziceți voi că e de gagici ăsta, că nu mi-e cap de aștere în goi. De-aia zic că pentru mine ăsta mi se pare greu.
Am, așa, sus e următoarea asigurare. Îmi dă emoții. Și cam asta au fost astăzi în cheile Tureanului la peretele ascuns. Daria, ți-a plăcut? Da. Mai vrei să mai vii aici? Normal. Deja lumea au luat-o către mașini, n-a mai rămas tare mulți, dar a fost o zi reușită. Sper că v-a plăcut și în cazul în care n-ați venit până acum, să veniți și voi. Până data viitoare, numai bine, cât mai mult sport în natură. Și să ne vedem în următorul episod. Nu uitați de un like, un share și un subscribe. Ciao.